Salut! Mă pregăteam să instalez un senzor de inundație în distribuitorul ăsta de la apartamentul Smart și mi-am zis să vă arăt și vouă o parte din automatizarea de aici, fiindcă ieri am lucrat ceva cu colegul de la Smart Household Integration pe partea de încălzire și anti-inundație și mă gândeam să vă arăt rapid ce-i aici. Bun, în primul rând, cum funcționează un sistem de încălzire? E pe calorifere, dar din moment ce avem distribuitorul acela termostatabil, e foarte asemănător cu încălzirea în pardoseală. Și ce trebuie să avem? Practic, neapărat să avem curent în cutia asta, fiindcă atunci când am preluat apartamentul, era o cutie mai mică, un distribuitor netermostatabil, da? Deci ăsta a fost pus de noi și nu era nici curent, da? Observați doza aceea de legătură cu niște relee și nu mai era nici electrovalva care... da, practic oprește alimentarea cu apă în tot apartamentul în caz de inundație. Bun, și cum funcționează mai exact treaba asta? Avem niște senzori cu baterie, da? Acum o să testăm și senzorii ăștia pe Bluetooth, dar încă nu-i finalizat sistemul, numai ceva de genul o să fie pe perete. Ăștia o să măsoare temperatura și umiditatea din fiecare încăpere. Pe urmă o să avem setările pe laptop și pe telefon și pe tabletă. Deci, practic, acum vreau în living 26 de grade. Asta nu-i temperatura reală, încă e în lucru treaba. Și când am setat eu aici 26 de grade, histereza e setată undeva la 0,3 grade. Deci când se sizează o diferență de 0,3, atunci releul acela care are un LED roșu pornește practic, acționează electrovalva de aici, care are eticheta cu L de la living și atunci electrovalva asta începe să se deschidă, permite ca apa caldă, care vine de la centrală, să treacă pe acolo și să ajungă la calorifer. Acum, la centrală, momentan, cred că avem un delay de 60 de secunde, ceea ce am observat că e cam puțin, fiindcă se deschide greu actuatorul acela. Și, da, o să avem un delay de 2-3 minute. Practic, la centrală, în loc de termostatul acela clasic, avem un alt releu care... după ce s-a deschis actuatorul, închide un contact și astfel centrala știe să pornească, să facă apă caldă. Așa, deci cam ăsta e tot sistemul. Acum dacă o să dau și pe bedroom, aici cu interfața asta să am niște discuții cu colegul, fiindcă se poate face un pic altfel, da, și observați că living-ul s-a deschis, dacă ne uităm, da, gas boiler acolo e on și acum nu o să intru în detalii, dar de aici putem seta inclusiv partea de răcire, să pornesc aerul condiționat, automat se oprește
încălzirea și da, avem și senzori la geamuri și mai multe automatizări în funcție de ce și cum să pornească sau să se oprească partea asta de HVAC. Cam atât pe partea de încălzire. Să vedem puțin pe partea de alimentare cu apă. Avem electrovalva aceea care e normally closed, ceea ce înseamnă că pentru a permite apei să treacă pe acolo, trebuie să primească tot timpul, cred că e la 230 de volți, dacă țin bine minte, și releu acela Fibaro, care alimentează tot timpul treaba asta. În caz de pană de curent, toată treaba e conectată, adică trece prin UPS-ul acela, avem acolo în tablou niște fuzibile și da, deci practic o oră dacă avem o pană de curent, avem și încălzire și apă fără nicio problemă și iluminat. Avem și niște jaluzele pe un geam, adică o ușă care da, face legătura cu balconul și o să avem niște automatizări dacă e pană de curent să se ridice jaluzelele, să poți să ieși pe balcon, dar da, acum discutăm de parte de încălzire și de alimentare cu apă, deci practic o jumătate de oră, o oră nu e nicio problemă, dar se poate acționa și manual treaba asta. Deci dacă e o pană de curent mai lungă, nu rămânem fără apă cu automatizările acestea. În schimb, dacă avem o inundație, da, deci ăsta e de la distribuitor, aici jos nu e o suprafață foarte plană, deci senzorii de la Fibaro nu erau ok. În schimb, avem sub chiuvetă, sub centrală, sub mașină de spălat vase, în baie și nu știu unde mai avem senzori de inundație. Dar aici, fiindcă senzorul ăsta Fibaro are și o intrare pentru un senzor extern, o să punem chestia asta de la Finder. Da, deci dacă ajunge apa aici, se declanșează senzorul și automatizarea nu e făcută, dar releul trece pe off și apartamentul rămâne fără apă pentru a nu-l inunda. Plană suprafața, cărămidă, spartă și alte chestii. Deci, senzorul ăsta nicio șansă să ajungă să declanșeze. În schimb, unul de genul acesta îi mult mai ok în situația dată sau unul de genul acesta, dar observați că dacă scot firele astea de aici și las doar firele acolo să atârne și ajunge apă, astfel încât ambele fire să fie în apă. Senzorul tot o să declanșeze, numai că da, nu arată foarte profesional, să zic așa. Da, deci sunt foarte mulți care vor da, soluții anti-inundație, doar că nu au curent prin apropiere sau au ceva robinet ciudați. Da? Deci chestiile astea se mai vând. Nu mi se pare o soluție foarte reușită. Avem și în depozit montată o chestie de asta, doar că am pățit de nu știu câte ori să alunece brațul ăla de pe robinet. Din forța aia se mai slăbesc prinderile, deci dacă se poate
montați ceva profesional și faceți automatizarea dintr-un releu și nu treaba asta. În rest, dacă vă interesează un sistem de genul acesta sau și mai complicat, oricum o să mai avem prezentări cu apartamentul ăsta, numai zic că acum făceam treaba asta și am zis să fac un filmuleț rapid, dar în orice caz, dacă vă interesează un sistem pe Home Assistant, un sistem mai complex, atunci puteți apela la colegii de la Smart Household Integration, www.shhi.ro. Bun, cam asta a fost. Da, am vrut să zic. Astea aici, că dacă aveți calorifere și nu aveți distribuitor, se pot monta chestiile astea, doar că sunt cu baterie și sau fibaroi cu acumulator și da, o să fie nevoie să schimbați bateriile ocazional și ideal ar fi să măsurați temperatura în altă parte, deci nu chiar dacă aveți traperii sau alte chestii în zona aia, o să măsoare altă temperatură. Fibarul și vine cu un senzor de temperatură micuț care l-a amplasat într-o altă parte a încăperii și în funcție de temperatura aia închide sau deschide. Da, bun, cam asta e. Mai multe detalii cereți de la colegii de la Smart Household Integration. Thank you.